Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre o programă care o instalăm în browser. Ea blochează diferite reclame, iar între timp adună monete VAT, care vor fi pe urmă posibil de vândut la bursă. Deci acum se dau monete cât merge ICO, câteva milioane de monete se poate de adunat, deci cu toți împreună, deci nu într-un cont. Când se va termina adunarea aici monetelor, s-a terminat ICO. Când facem înregistrare în această aplicație, primim 50 de monete. Dar pentru a face înregistrare, trebuie neapărat să avem codul de la persoana care v-a invitat. Deci, sub video va fi acest cod și descriere. Deci, în descriere la video va fi acest cod în așa formă și site-ul. Deci, unde putem descărca această aplicație? Deci, când apăsăm pe site, care va fi în descriere la video, se deschide site-ul Varanida Download, unde sunt două variante de instalare. Deci depinde ce browser folosiți. Deci este varianta de instalare în Firefox sau în Google Chrome. Deci eu am instalat în Google Chrome, folosesc mai mult. Iar după ce ați instalat-o, trebuie să intrați în interior. Deci până nu faceți unii pași, nu vor veni monete din browser. Deci atent ce spun, eu nu pot să vă arăt, dar pot să vă explic. Deci în final, dacă faci corect, trebuie să apară aici 50 de monede. Pentru aceasta intrați în aceasta și apăsați pe creat portofelul. Pur și simplu am creat, la mine el deja este. Deci este de creat portofel, statistica, câte monete de pildă am adunat. Când intrați în direcția data, este profil. Dacă apăsați pe el, se deschide în așa formă profilul, unde când o să faceți portofelul, deci o să puneți parola. Deci ca să intrați în interior, aici trebuie parola. Ce e? Apoi intrați în interior și îndepliniți toate trei nivele. Deci ca să fie cu bufare aici. Deci nivelul 1. Deci ca să îndepliniți nivelul 1, trebuie să toate datele sunt introduceți. Mergeți în jos și apăsați pe save. La pasul 2. La fel bufați în două locuri și faci save. Pasul 3. La fel bufați. Cine dă aceasta? Deci dacă noi avem 3 nivele activate, noi primim plus 36% mai multe monete din browser când el lucrează. Aici este portofelul. Dacă vreți careva datele să schimbați. Deci când creați portofelul, acolo vă apare o frază de control din 12 cuvinte care trebuie salvată. Deci ea
De fiecare dată când o să vrem să întrebăm, o să întrebească această frază. În restul deci unul n-a centrat. Aici când apare o cifră, ceva, el atunci lucrează această programă. Și ea, vedeți, deja mi-a dus în câteva zile 433 de monede. Cât e prețul la monedă, încă nu e clar, căci încă nu e la bursă. Dar cât mai mult monede adunate, sigur, cât mai bine, că pe urmă ele nu o să poată fi gratis de adunat. Deci, în final, ca să înțelegeți, dacă s-a ajuns și aveți și 50 de monete, deci ați făcut tot corect. Acum nu pot să vă arăt când m-au dat, pot să instalez și să nu fiu blocat. Dacă doriți doar să vedeți cum se face unele lucruri, puteți să găsiți video sub denumirea aceasta, uitați-o cum arată în chiriliță, în versiunea rusă care am făcut, acolo o dată am arătat, deci puteți să vedeți ce am făcut. Mergând, de pildă, treptat. Deci eu am arătat, inițial am instalat singur în Chrome. Pe urmă mai am browser Firefox, acela am putut să fac un video în rusă. Dar aceiași pași practic sunt și în Chrome. Deci cum se instalează, unde apare și așa mai departe. Deci pe Windows uitați-vă și vedeți cum a apărut 50 de monede. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.